Trebuie să meargă, că... Încep așa. Mi-au venit lacrimi în ochi. Înainte să plecăm de aici de tot, voiam să vă mai spun ceva ce nu v-am spus. Super bună dimineața din pasajul Villa Cross. Am venit aici la prima oră. Nici măcar nu sunt deschise cafenelele, dar n-am putut rata ocazia de a ne așeza aici, de a vă povesti un pic despre el. Poate un pic mai mult decât de obicei, pentru că este o întreagă telenovelă aici. Încep așa. La intersecția dintre Calea Victoriei și Strada Lipscani se afla în prima jumătate a secolului al XVIII-lea hanul Câmpineanu, proprietarul Ion Câmpineanu. Da? S-a notat. După moartea părinților, el vinde hanul lui Petrache Serafim și fratelui său Ioan Serafim. Petrache Serafim s-a însurat cu româncă Maria, cu care a avut 5 fete. În 1843, Xavier Villacros, care fusese numit arhitect șef al orașului București, s-a însurat cu Polixenia, fiica lui Petrache Serafim. Aici mai zice și Petros, nu știu care e Petros Petrache, noi rămânem la Petrache. Partea din spre strada Eugeniu Carada, care cuprindea hanul, i-a fost dată ca zestre fiicei sale Polixenia. Hanul, de acum înainte, s-a numit Villa Cross și a funcționat exact ca un han până când s-a realizat acest pasaj. Ulterior, partea centrală a terenului a fost cumpărat de un antreprenor care a construit aici hotelul Stadt PSHT cu 9 camere la etaj, iar la parter cu o cafenea cu șantan. Dacă știe cineva ce e, lăsați-ne și nouă ca să continuăm aici povestea, să știm toate detaliile. La sfârșitul secolului, hanul Villa Cross a fost demolat, fiind înlocuit cu un ansamblu de clădiri mai moderne. Între aceste clădiri s-au construit pasajele, acoperite după modelul pasajelor care existau în alte orașe din Europa, deoarece partea centrală era ocupată de hotelul PSHT, pe care proprietarul a refuzat să-l vândă. Pasajul a fost executat cu două aripi în jurul celor două laturi ale hotelului. Ramura dinspre strada Lipscani a fost numit pasajul Villa Cross, în amintirea arhitectului Xavier Villa Cross, iar cel de-al doilea pasaj, Maca, după numele lui Mihalache Macameca, care a fost ginerele lui același Petrache Serafim, căsătorit cu Anastasia Serafim. Deci, practic, Villa Cross și Meca Maca erau cumnați. Da. Acest Maca Meca cere la 9 martie 1891 o cerere pentru eliberarea unui autorizație de construcție pentru un pasaj, construcție realizată în curtea lui, cu un aliniament pe mijloc, iar autorizația a fost eliberată o lună mai târziu. Cam aceasta a fost telenovela pe ziua de astăzi. Pasajul. Da. Deci, hai, un test rapid. Ce test? Un test rapid, deci, primul proprietar, Ion Câmpineanu, el vinde celor doi frați, Petrache Serafim și Ioan Serafim. Petrache Serafim, 5 fete, una dintre aceste 5 fete se căsătorește cu Xavier Villa Cross, un arhitect, iar a treia, a patra, a cincea, una dintre aceste 5 fete, se căsătorește cu Mihalache Macameca, care el cere autorizația pentru a se construi acest pasaj. Pasajul are două aripi, pentru că el a fost construit în jurul unui hotel, pe SCHT ceva, pentru că proprietarul a refuzat să-l vândă și ei au trebuit să-l construiască în jurul lui. Deci, am trecut testul pe ziua de azi, da? E dimineață, e frig. Am luat mănuși de data asta. Vreau și noi să venim aici să bem un ceai, o ciocolată caldă, o cafeluță fără zahăr. E tot închis. Dar, da, din păcate nu este nimic deschis, dar am profitat de ocazie pentru că, nefiind deschis, nu este nici muzică și putem să povestim aici în voie fără ca YouTube-ul să ne radă de pe fața internetului. Nu faci ca Vivi. Trebuie să meargă, că...
Ne aflăm în fața fostei case de depuneri, consemnațiuni și economie, actualul Czech Bank. Această clădire a fost ridicată în 1897, iar la ceremonie a participat regele Carol I și regina Elisabeta. Construcția a fost finalizată 3 ani mai târziu. Astăzi găzduiește și un muzeu, dar din păcate accesul publicului nu este permis decât la ocaziile speciale pe care le organizează cei de la Czech Bank. Noi, din păcate, nu am fost destul de interesați sau destul de rapizi încât să prindem loc la unul dintre aceste evenimente, dar de acum încolo suntem cu ochii pe el și cu prima ocazie în care vom putea intra, vă vom arăta și vouă ce se află în interior, bineînțeles dacă ne va fi permis foto-video. După ce am îndurat un pic de frig în timp ce am făcut poze la pasajul Villa Cross și la Palatul Czech, am venit la Hanul lui Manup ca să prindem oferta de mic dejun. Este valabilă până la ora 12, noi am ajuns la 11, deci ne-am încadrat ca lumea. Ne-am și mutat din propria inițiativă de 3 ori până am ajuns unde ne-am dorit, pentru că inițial am stat în interior, unde era muzica cam tare și n-am fi putut să filmăm acolo, să vorbim cu voi. Apoi ne-am mutat pe un hall super mișto, unde am filmat ceaiul, cred că am inserat cadrul, unde se vedea curtea interioară foarte frumos. Și acum ne-am mutat unde credem noi că este cel mai frumos colț. Este un separeu aici pentru două persoane și am avut noroc că persoana care era aici inițial a plecat înainte să ne vină nouă micul dejun, așa că ne-am mutat repejor aici. Acum ne-a venit și micul dejun, așa că haideți să vă arătăm cam ce ne-am comandat. Pentru mine se numește Primăria de Verde. Este un mic dejun vegetarian. Eu m-am dus un pic mai mult spre vegan. De exemplu, omleta am luat-o, dar o să-i o pasez lui Mihai. Ardeiul gras, clar o să-l mănânc. Crema de brânză o să o mănânc. Aici cred că avem unt, o să-l mănânc. Telemeaua, nu știu ce să zic, voi încerca, dacă îmi place o să mănânc, dacă nu, nu. Aici mai avem roșii, clar le mănânc și cred că cașcaval. Da, și cașcavalul o să-l mănânc eu. La mine nu se pune problema cu eu mănânc, nu mănânc, bacon mănânc, ou mănânc, somon mănânc, cremă mănânc, 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 mănânc. Să avem pofta. Când am ajuns aici, am fost întrebat dacă avem aplicație pe care eu o folosesc, care se numește Out for Food. Nu o aveam, așa că am descărcat-o și am primit un voucher pentru o bucată de tort din partea casei. Aveam de ales între tort de biscuiți, tort de ciocolată sau cu iaurt. Ne-a scanat voucherul și ne-a adus felia de tort de ciocolată alături de o cupă de înghețată. Behind the scene. Gata micul dejun, gata desertul surpriză, gata ședința foto care nu se mai termină odată, pentru că sunt atât de multe colțuri frumoase aici încât nu poți să te oprești doar la unul. Și înainte să plecăm de aici de tot, voiam să vă mai spun ceva ce nu v-am spus în restaurant, pentru că deja se aglomerase și nu ne mai puteam înțelege dacă începeam să vorbesc la cameră. În momentul în care
ne-am așezat pentru a doua oară la masă pe acel culoar lung. Când m-am uitat în curtea interioară, m-a cuprins un sentiment total de liniște, ca și cum nu am nicio grijă pe acest pământ. Sunt aici doar ca să mă bucur de ceea ce trăiesc și m-am simțit ca și cum sunt acasă. Un acasă mult mai presus de acasă unde am copilărit și în orice loc în care am trăit până acum. Și efectiv când mi-am dat seama de acest sentiment, mi-au venit lacrimi în ochi. Când i-am spus lui Mihai, mi-au venit lacrimi în ochi și chiar și acum simt cum am lacrimi în ochi, ceea ce îmi spune că într-o viață anterioară cu siguranță am mai fost pe aici, dacă e să fie o viață anterioară, și cu siguranță în viața aceasta trebuie să mă mai reîntorc aici cu fiecare ocazie. Dacă tot e dragoste, vezi, de ce nu te duci acolo odată? Haideți că am făcut-o și pasta. Cel mai important, o prostie de-a noastră pe care am făcut-o și aseară și ieri. Am simțit așa o îmbrățișare. Am spus lui Mihai, băi, mă simt tânără din nou. Ce să mai muncești, frate, că deja. I'm gonna be with you always, 'cause that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be.